Aproximativ 20% din populația adultă europeană este afectată de o durere cronică, dar mai puțin de 2% dintre pacienți accesează serviciile specializate în terapia durerii. L-am invitat pe domnul dr. Ovidiu Palea, singurul medic din România certificat în terapia durerii de către World Institute of Pain, membru al Consiliului ESRA și coordonatorul Centrului Integrat de Terapie a Durerii, să discutăm despre acest subiect și despre situația din România. Aș vrea să vă întreb pentru început când anume se aplică terapia durerii, pentru că există un mit care circulă prin popor și anume că, în general, paliația este cea care beneficiază de terapia durerii. Există multe mituri, mulțumesc de invitație. Și paliația este un mit, pentru că paliația nu înseamnă neapărat sfârșitul vieții. Toată lumea vede paliația ca un final de drum, dar nu e așa. Poți trăi mulți, mulți ani într-o stare mai puțin funcțională. În terapia durerii intervențională, ce facem noi în mod deosebit, este, dacă vreți, o punte sau o etapă obligatorie între tratamentul conservator și cel chirurgical. Deci, practic, sunt multe intervenții de care beneficiază pacientul fără a avea nevoie de operație. E o populație mare de pacienți și a doua populație mare sunt pacienții care sunt deja operați, nu merg bine, rămân cu dureri după, legate sau nu de cauza principală a operației și automat rămân cu dureri pe restul vieții. Exemple simple, mastectomie pentru că ai făcut o tumoră de sân operată, vindecată, dar rămâi cu dureri foarte mare pe zona operată a sânului sau operație la abdomen și rămâi, este scos apendicita, să spunem, dar rămâi cu dureri foarte mare abdominală pentru că e lezat un nerv. Și atunci terapia durerii vine atunci când medicamentele și tratamentul conservator nu merge. Încercăm pastile date de diverse specialități, încercăm recuperare, fizioterapie și nu merge. Și atunci ce facem? Păi putem investiga chirurgical din nou sau găsim cauza noi, ceea ce facem în terapia durerii, prin anestezice puse pe structuri nervoase, după care dacă am găsit nervul care conduce durerea, îl înghețăm, îl ardem, nu merge asta, de-abia după aceea apare chirurgul ca și soluție de degrevare, care și asta de obicei merge destul de prost, adică un nerv lezat pe termen lung este de multe ori irecuperabil și atunci tot la noi se întorc. Adică, practic, în clipa de față, spuneam mai devreme că 2% din pacienți au durere cronică, asta dintr-o populație adultă, dar dacă e tip pe categorie de vârstă, după 60 de ani, peste jumate au durere cronice în diverse forme. Și atunci ce facem? Pentru că ne dorim o calitate de vieții să o păstrăm, vrem să fim funcționali și de multe ori este greu și atunci, decât să-mi fac o operație pe coloană care recuperează greu, putem arde nerv, putem scoate hernie endoscopii, putem cimenta vertebre, cu recuperare rapidă și practic redăm pacientul recuperării. Terapia durerii fără recuperare este inutilă. Operațiile fără recuperare sunt inutile. Adică foarte multe operații, nu numai cele de ortopedie și neurochirurgie, dar și chirurgia cardiacă, chirurgia abdominală mare, are nevoie de o recuperare pe care pacientul român o ignoră foarte des. De ce? Pentru că dacă sunt bine, nu mai am timp de așa ceva, nu mai zic de costuri. Și atunci trebuie cumva integrat actul medical. Ce ne-am dorit noi foarte mult în centru de terapie a durerii multimodale este să se integrăm toate specialitățile. Pentru că problema de bază mondială și în România suntem în standarde, este comunicarea între specialiști. Și când ai un medic în Bacău și unul în Maramureș și unul în București, greu se comunică. Ori dacă poți să ai într-un singur loc medicii care discută între ei și au pus pacientul în mijloc și avem comisii săptămânale care analizăm pacienții, sunt alte rezultate. Durerea în sine devine o problemă majoră în țările civilizate, adică mi-aduc aminte de bunicul care îmi spunea mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, mă dor toată la 80 de ani, dar așa își vedea el bătrânețea și o accepta ca atare. Nu mai vrem asta, avem la 80 de ani să mergem pe munte, să ne plimbăm și atunci trebuie să faci niște lucruri care țin de schimbare de stil de viață, pe care puțin și le asumă, dar vii cu terapia durerii să faci intervenții care te scapă de durere sau ți-o ameliorează. Evident că dorința este să ai zero durere, nu e neapărat fezabilă de multe ori, dar dacă durerea scade la jumate, este o mare realizare, pentru că nu pe alegi între bine și rău. Dacă vorbim de durere în cifre, să spunem că 10 este durere maxim și 0 nu te doare, dintr-o durere de 8 care se severă când chem salvarea, dacă tu faci 4 sau 5, e ceva care tolerezi și care poți trăi rezonabil încât să poți funcționa. Și atunci terapia durerii, deși a început focusată pe durere de coloană, în clipa de față apare cam în orice domeniu, în glezne, în articulații, durere pelvină foarte sever la femei și la bărbați, mai ales femeile,
cu dureri foarte severe operate, reoperate, paraoperate, cu durere rămasă după endometrioza. S-a operat de endometrioza, endometrioza este vindecată, au rămas cu durere. Ce faci? Și atunci durere abdominale, pancreatite cronice, adică în orice domeniu ne trezim brusc că avem pacienți care au dureri de care până acum chirurgii știau, dar nu aveau alternativă. Și de fapt ne găsesc pacienții pe noi pe net, nu trimit specialiștii că nu știu de terapia durerii. Adică și în lumea medicală, ideea de terapia durerii este un pic confuză, pentru că întrebarea clasică este, păi toți tratăm durere. Adică la medic mergi că te doare, că asta este patologia de bază. În general nu merg ca amețesc, ca și număr mare de pacienți sau că mi-e greață. Grosul merg că mă doare ceva. Și atunci, cum adică ești specialist pe durere? Că toți facem același lucru. Și atunci, până când lumea medicală este educată să înțeleagă ce facem, durează un pic și o curbă de învățare și educare și a comunității medicale generale. Într-adevăr, pacienții, fiind disperați, caută pe net și ne găsesc înaintea medicilor de multe ori. Dar, de exemplu, în oncologie, în ultimii 3 ani de zile, sunt uimit de rezultate și ce putem face pentru pacienții oncologici care nu sunt neapărat paliativi, nu sunt neapărat terminali. Sunt foarte mulți pacienți oncologici vindecați, dar care au consecințele tratamentului. Chimioterapie, radioterapie, operații repetate cu lezări de nervi și cu dureri foarte mari. Și atunci noi venim și ajutăm. Nu mai zic de cei care au într-adevăr tumori invadante inoperabile, pe care iar putem arde plexuri nervoase, rădăcini nervoase care conduc durerea. Și practic devine o specialitate foarte vastă. Și pot spune că când m-am apucat de acum 10-12 ani, nu-mi imaginam unde ajungem. Și cred că e de-abia începutul. Adică efectiv tehnologia avansează și tot mai multe lucruri facem și învățăm. Sunt intervenții ghidate, deci nu se fac în orb, adică ești ghidat ecografic sau tomografic sau fluoroscopic de sub raze. Și foarte important este comunicarea cu echipa de bază, pentru că pacientul trebuie integrat în echipa de unde vine, la neurolog, la reumatolog, la ortoped. Și comunicarea este foarte importantă între specialități. Aveți o echipă interdisciplinară sau multidisciplinară. Dacă puteți să ne spuneți, într-un centru de terapie a durerii standard din Statele Unite, unde ați lucrat, din Europa și chiar din România, cine ar trebui să facă parte din această echipă multidisciplinară? Este foarte mult legată de patologia de bază, dar, de exemplu, dacă sunt dureri articulare, implici reumatologul, ortopedul, medicul de recuperare totdeauna, radiologul este cu noi în echipă, avem foarte des psiholog, pentru că latura emoțională este foarte importantă în durere. Pacienții de multe ori sunt disperați de lipsa unei perspective și a unei lumini la capătul tunelului și psihologul de multe ori este începutul. Foarte mulți dezvoltă o sensibilizare centrală, se cheamă, pentru că au durere de luni și ani de zile, ajung târziu la noi. Pragul de durere scade foarte tare și atunci percep enorm de multă durere. Ei nu inventează, dar există. Și atunci lucrăm în echipe. Dacă este o patologie neurochirurgicală, obligatorie neurochirurgul, neurologul este în echipă. Oncologic, neapărat radioterapeut și oncolog, care sunt provocări. Adică pacienții oncologici sunt cei mai complicați pentru că vin foarte mulți din țară și ai nevoie de contact local. Adică ți-e trebuie cine în Timișoara este radioterapeutul care se ocupă de tine, cine este oncologul. Pentru că ei conduc echipa și trebuie să decidem împreună ce facem cu pacientul. Nu, ți-am ars tunel și du-te. Și deciziile sunt complicate în funcție de speranță de viață, de prognoze și așa mai departe. Adică echipa multidisciplinară este complexă și depinde de la caz la caz. Însă totdeauna avem neurolog, reumatolog, medic de recuperare, totdeauna. Psiholog totdeauna este în echipă, plus partea de anestezie care o avem lângă noi. Neurochirurgul când este nevoie. Deci sunt și sateliți în jur care implicăm când este cazul. Ați avut curaj să deschideți un astfel de centru pe vremea în care nu se știa foarte mult în România despre terapia durerii. Câte astfel de centre ar fi necesare în România în momentul de față? Și aș vrea să vorbim și cum stă sistemul public în acest sens. Sistemul de sănătate, evident. Da, există, ca orice pionierat, e dificil. E dificil din cauza de prejudecăți, din cauza de facilități, pacienți, ne preocupăm foarte tare acum să educăm și să pregătim oameni în toată țara. Chiar sunt pe care de a implementa o competență națională, pentru că nevoile sunt uriașe. Și a fost o perioadă destul de lungă în care chiar dacă voiam să pregătim pacienți, nu aveam destul de pacienți că nu știau pacienții. Deci deja trebuie să oferi ceva când nu ai grad de încărcare. Pot să spun că nevoile sunt, ca orice centru din vest, în mod normal, tu ai avea nevoie de un centru cel puțin la maxim 50.000 de pacienți. Deci București ar trebui să aibă cel puțin 15-20 de centre de terapie a durerii ca să fie la un standard rezonabil. Și are câte? Noi. Adică centru integrat
din păcate, care să le aibă pe toate. Sunt câțiva colegi care fac intervenții aici-colo, să zic, disipate în sistem, dar rezultatele ca și la noi au fost limitate până noi nu am putut să lucrăm în echipă, pentru că degeaba îi scot hernia eu sau eu ard, dacă nu face recuperare urmărită și supravegheată. Degeaba vreau să-i scot hernia dacă nu am MG și nu am remeneu cu care să am încredere să se întâmple un lucru sau neurochirurg cu care să mă consult. Și atunci, avea echipe multidisciplinare în orice domeniu, în România suntem în urmă, adică și inclusiv Comisia Oncologică e o provocare pentru mulți să o facem în clipa de față. La nivel de țară, practic fiecare oraș ar trebui să aibă oraș mic, mă refer, eu sunt de lângă Sibiu, Blaj, Mediaș, ar trebui să aibă cel puțin un centru fiecare oraș, gen Mediaș sau Blaj, adică e o lipsă uriașă. Pregătirea este cea mai mare problemă pentru că puțin medici știu și mai puțin vor să facă și îi împiedică sistemul, pentru că a învăța înseamnă și din producție. Dacă am învățat în rezidențiat ar fi una, dar când ești deja specialist, ca să înveți ceva nou, trebuie să te rupi de sistem, să stai deoparte un an, doi, să înveți ceva care este total diferit. Cum îți susții familia și nevoile? Și atunci este un pic dificil din punctul de vedere, dar am găsit acum o formulă în care putem pregăti, probabil că de la iarnă, în diverse specialități, pentru că deși eu sunt anestezist și terapia dure este creată de anesteziști, acum o deschidem pentru toate specialitățile care vor să facă asta. Așa este la nivel mondial și am vrut să o facem deschis pentru toată lumea, pentru că avem nevoie mare și să se învețe toți. Iar sistemul public va trebui să aibă și sperăm să creăm în fiecare spital, măcar județean și universitar la început, echipe de terapia durerii care să dezvolte specialitatea, pentru că e un standard general, adică nu este o invenție a noastră. Nu poți fi spital mare, complex, fără să ai terapia durerii. Adică trebuie un departament în care dacă pacientul are durere, specialistul de pediatrie sună și spune am nevoie de un consult, nu răspunde la asta, haideți dați-mi și mie o părere. Deci, practic, sperăm în, zic eu, 5 ani către 10 să fim la un standard mult mai avansat cu centre în toată țara, inclusiv în sistemul public. Adică, cred că sistemul public este un must, e obligatoriu să-l avem peste tot. Cu alte cuvinte, orice medic din România care și-ar dori să facă această competență în terapia durerii va putea să o facă din iarnă încolo? Asta ne dorim să fie pentru toate specialitățile conexe. Adică radiologia intervențională, neurologia, reumatologia, medicul de recuperare, ortopedul, neurochirurgul, oncologul, adică specialități care sunt conexe și care sunt în jurul patologiilor de bază, cu deschidere către oricine vrea să facă asta, pentru că dacă ai stabilit un standard, mai departe eu numai o curbă de învățare și o dorință până la urmă.